vă jur să mă mănânce gaia. Pe toată plaja Mamaia, numai guță. Eu sunt guță, făceam poze cu maimuță. Ați fost pe litoral, făceam mulți poze cu câini, cu pisici, cu cămilă, cu cai. Dar eu, guță, făceam poze cu maimuță. Mi s-a prăpădit săraca, a murit maimuța și câștigam un ban cu ea. Dar m-am văzut că în bloc aici, foarte aproape, există o doamnă care a lucrat la circ și are o maimuță de vânzare. Doamne, dacă am noroc, o cumpăr, vă jur, și la vară, domnul Guță face poze cu maimuță. Am dat un anunț la matrimoniale. Ei, da, vreau să mă mărit. Numai că ăștia mi-au dat în ziar anunțul greșit. Spuneți și dumneavoastră. Mă rog. Acum sper ca prințul pe care l-aștept să nimerească la mine. Și dacă n-o fi prinț, să fie măcar un om de afaceri, care câștigă, se înțelege. Toate prietenele mele care s-au măritat m-au învățat. Cici, nu fi proastă. Dacă vine vreun pretendent, nu-i spune de la început că tu ești cea care vrea să se mărite. Ții și tu că este vorba despre sora ta, ca să vezi ce fel de om e, cum se comportă, ce situație materială are, cam auzit că asta se poartă în ziua de azi. Și dacă îți place, bine, dacă nu, îl pui să-ți mai dea un telefon și spui că anunțul nu mai e de actualitate. Aoleu, dar m-am luat cu vorba cu dumneavoastră și mi se pare că sună cineva. Poate că o fi venit, cine știe? Uța, 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 uța! Am venit să iau maimuța! Să-mi plăiesc, dragă, săracu! Să rumâna! Bună ziua! Eu vă deranjez în legătură cu anunțul pe care l-ați dat. E, bravo! Știam eu că până la urmă o să nimeriți bine. Da, am venit pentru... Da, știu, știu. Hotărât să vă găsiți perechea, nu? Perechea în afaceri. Sunteți om de afaceri. Mă descurc cum pot, stimată doamnă. Dar puteți să-mi spuneți, domnișoară, luați loc. Aoleu, mamă, iertați-mă, vă mulțumesc. Să vă tratez cu ceva? Nu, 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 vă mulțumesc, nu vreau. Să intrăm în problemă, ziceam să... Da, numai că mai întâi trebuie să vă spun că nu este vorba despre mine. Eu sunt sora celei pentru care ați venit. Elelelelelelele. Dar eu ăla de sărac. Cum să fiți sora celei pentru care am venit? Glumiți, vă bateți joc de mine? Nu, de ce să-mi bat joc? Amândouă ne tragem din aceiași părinți. E bine, asta o știe toată lumea. Toți ne tragem din... Asta e teoria lui Darwin. Ia uzi, dar ce cultură aveți? Cultură de porumb mare. Să intrăm în problemă, domnișoară, să domnule negociem. Dragă, uite ce este, mai întâi, să știți că o fac pentru fericirea ei. Sunt nevoită să vă întreb ce fel de situație materială aveți, cum stați cu... Bună! Ca să zic bună. Păi nu-i va lipsi portocale, banane, mandarine... Nu-i va lipsi toate fructele exotice, vă jur. E, bravo, mă bucur că vă permiteți acest lux. Îmi permis, stimată dumneșoară, dar să știți că bat toată ziua plaja cu ea, cu capul în soare, de dimineață până seara, de la Perla la Hanul Piraților. Vai, cu capul în soare, toată... Chiar mă întrebam la un moment dat, să știți, de ce sunteți așa de... Orvocolor. Hai să spunem bronza. Madame, mama cu nămor și-a uitat să mă spele. Am stat foarte mult cu capul în soare. Aha. Dar știi ce mă bucur? Mm. Că anul acesta nu o să mai fiu singur și o să mă însoțească și ea. Stați puțin, domnule, cum să vă însoțească? Dar nu vă gândiți la ea, mititica, că o să obosiți prea mult? Ba da, dar trebuie să mă gândesc și la mine. Mm. Că m-a început să mă cam lase balamalele. Oh. Păi asta e grav, domnule. Nu, nu, cât mă ține ochii, rezist. Păi de ce ochii? Ce legătură au ochii cu... Păi au. Eu lucrez cu ochii, eu fac poze. Poze, pac, poze, color. Care va să zică cu asta vă ocupați? Da. Faceți poze. Da. Dar dacă faceți poze, nu o fotografiați și dezbrăcată, nu? Îmbrăcată goală. Îmbrăcată, dezbrăcată. Am un maieu de marinar de la cealaltă. Umbrac cu el o să dea bine. Care va să zic că nu sunteți la prima. Nu. Ați mai avut una? Am mai avut una, am luat-o de la un marinar. Săracul de el. Când era pe mare, ați suflat-o că e frumos, domnule. Am suflat-o, dumneșoară, ce spuneți asta? Am plătit-o cu bani grei. Ei, nu spune.
spune. Păi? Cum? Și ați lăsat cumpărată? Ba, s-a bucurat foarte mult. Hai, a sărit pe mine ca pe un palmier, a început să mă pupe. Mamă, vai, ce simpatică era. Toată ziua ce pupăcioasă. O chema Mandela. Și unde e Mandela? A turbat, a murit. Cum a turbat? A mușcat vreun câine? Nu, a murit de frig. Stăteam la un etaj superior unde n-ajungea căldura. Noi locatari am rezistat, dar ea a murit săraca. Săraca de ea. Vai. Și la ce cimitir ați înlocuit? E cimitir în spatele blocului, ce cimitir. Vai, ce trist. Trist. De-aia am venit la dumneavoastră. Foarte bine ați făcut, domnule. Știți de ce? Pentru că eu sunt sigură, dar absolut sigură că Cici vă va face să o uitați pe Mandela. Cici o cheamă? Da, Cici o cheamă. Dar de ce vedeți? Nu vă place numele ei? Ba da, dar eu o să-i spun Lumumba. E, cum o să-i spuneți Lumumba? E, dacă nu vă place, rămâne Cici. Da. Cici! Unde-i Cici ăsta? Momita nu este acasă. Da. Da, dar vă pot da eu orice relație doriți despre ea. Da. Vă mulțumesc. Ce rasă e domnișoară? Ei, rasă, e nobilă ca mine. Nobilă? Bravo, mă bucur. Are perișorul normal? Are blănițe? Nu. Cum stă cu blănița? Bine. Nu e prea roasă nicăieri, nu? Nu. Mandela o avea roasă. Știți ce vă rog? Da. Haideți să nu mai vorbim despre Mandela. Da. E răposată. Da. Vă mulțumesc. Cum stă cu ghearele? Cu ghearele? Unghiile, vreți să spuneți. E, ghearele, unghii, tot aia. Le are lungi? Da. Lungi și câteodată verzi. Cum verzi? E, uite așa, că-i vine câteodată să le dea cu lac verde, na. Eu îi le tai, să știți. Dar de ce să îi le tai? Să nu mă zgârie. Vai, de-mi-le, domnule dragă, dar Cici nu e capabilă de asemenea răutăți. Domnișoară, ea nu face asta din răutate. Face din prea multă dragoste. I-auzi, dar de ce sunteți convins că o să vă iubească chiar atât de mult? Vă asigur! Când o să mă vadă, o să sară pe mine, o să mă pupe, o să mă îmbrățișeze. O spălați pe dinți? Se spală singură, domnule. E, pe dracu, se spală singură, domnule. Cum să se spune să vă spălați pe dinți? Cum o să nu se pui asemenea întrebare? Bineînțeles că mă spăl. Păi aia faci. Stă, uite, la nasă și vă imită. Asta fac ele. Hai, dă, că în urechi o spălați în urechi. Domnule dragă, Cici se spală singură peste tot și vă asigur că este deosebit de curată. Asta mă bucură. Are purici? Cum o să aibă purici, domnule? Păi zice, băi, nervați, domnișoară, eu întreb. Mandela avea purici. Dar să știți că sunt dezgustător ce au despre răposata doamnă Mandela. E răposata, pe dracu, mai mult e caragioasă. Cici nu e caragioasă? Mie nu mi se pare deloc caragioasă. O fac eu să fie. Îi pun o bonetă de marinar pe cap, o lunea în bot, iubeu, mă, să fie caragioasă. Ia, ascultă, domnule, dar de ce ține apărat ca să fie caragioasă și să râdă lumea de ea? Păi să facă turiștii poză cu ea. Ia, auzi, și cu câți turiști din ăștia vreți să pozați? Păi cu 100, cu 200, cu câți mai mulți. Păi stați puțin, domnule, asta înseamnă că o să o cam alergați? Păi o alerg, că trebuie să scoată și existența, nu? Nu știu dacă o să-i placă o asemenea corvoadă. Așa-i plac. O să-i placă. Când ajung seara acasă, o dezbrac, o țăsăl și-i dau banană. Ce-i dați? O banană pe seară, nu pun mai mult. Banană. Vai, ce inferior vă exprimați. Aveam pretenții la dumneavoastră. Nici nu este nevoie de mai mult, domnule. La Cici contează, în primul rând, sentimentul. Eu o cunosc. Păi sentimentul, dar unde e că vreau să văd? Unde e că le-ntu-ai venit, mă, e nebunit de cap. Uită-te la mine și o vezi pe ea. Cum o să mă... Doamne, mai că tot... Cum să mă uit la dată să mă pui adată? E, acum ar ți-o fi plăcând cum arată. Ba da, dar până la proba contrariu vreau să văd elementul pe care am venit. Foarte bine, care... domnule, proba contrariu o vei avea chiar acum. Nu mai aproape. Hai, lasă-mă, doamne. Eu sunt Cici. Ele, vă să stăți mai muța? Uța, ce mișto este maimuța! De ce, domnule, dacă nu ții să-mi spui așa, poți să-mi spui măcar maimuțică, e mai delicat. Da, maimuțică, maimuțică, da, sigur că, da, nu știu, cred că, uite, tremur tot. Și atunci eu venisem pentru... Da, domnule, dumneata venisei pentru sora mea, geamănă, dar n-am nicio soră, așa că dacă ai venit, mă iei pe mine, cu acte. Hă? Te
de însunătoare mi-ar de mie dumișoară? Asta îmi lipsește. Mătreață și bube dulci, nu? Păi atunci de ce ai venit mai aici, dacă n-ai venit să te însori, mă? Păi am venit pentru anunțul care l-a... Păi tu nu te uiți acasă în oglindă când pleci de acasă? Ba da, mă uit, am oglindă venețiană, mă uit. Mă, tu n-ai văzut ce față ai? Ce față am, dumișoară? De funingine, mă. Pardon, pardon. De pământ arată. Vă rog, nu mă insultați, dumișoară, vă rog. Eu să intru. Poftim profilul. De roman, mă. Jeanes românesc? Jeanau, miște, Jeanau. Toată viața am fost convins că omul se trage din maimuță. Nu, e invers.